Astăzi este ziua drapelului național al Republicii Moldova. Generația anilor 90 ale următoarelor decenii s-au născut sub flamura tricolorului. Pentru generațiile mai în vârstă, tricolorul este un simbol al luptei pentru libertate, pentru independență. Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a Vectorului European. Din emisiunea de astăzi veți afla: ce mesaje ne transmit oficiale europene în această perioadă, când numărul euroscepticilor în țara noastră este în creștere? Ce am avea de câștigat consolidând diplomația economică? Cine și-a asumat responsabilitatea de a concilia victimele torturii și violenței și cum și-a extins formatul proiectul Vector European? Și acum, tema zilei. Acum un an, moldovenii deținători ai pașapoartelor biometrice pentru prima dată au putut merge în Europa fără vize. De atunci, de regimul liberalizat au beneficiat peste 391.000 de persoane. Datele poliției de frontieră au demonstrat încă în prima lună de circulație în condiții noi că fluxul moldovenilor care au traversat frontiera moldo-română a crescut cu peste 20% față de aceeași perioadă a anului 2013. Posibilitatea moldovenilor de a călători fără vize în Uniunea Europeană i-a inspirat pe mai mulți dintre partenerii parteneriatului estic să-și consolideze eforturile. Autoritățile de la Tbilisi au stabilit colaborarea pe mai multe segmente cu omologii de la Chișinău pentru a prelua experiența Republicii și Moldova pe acest segment. Unii dintre vecinii noștri, ucrainenii, au solicitat cetățenii Republicii Moldova, iar alții au decis să-și lanseze afaceri, oferind servicii de intermediere a căsătoriilor între cetățeni ucraineni și moldoveni, contra unei sume de peste 2000 de euro. Miza acestei afaceri este obținerea pașaportului albastru și, respectiv, posibilitatea de a călători fără viză în spațiul Schengen. Amintim că dialogul dintre UE și Republica Moldova privind eliminarea vizelor a fost lansat la 15 iunie 2010. În ianuarie 2011, autorităților de la Chișinău le-a fost înmânat planul de acțiuni privind liberalizarea regimului de vize. La 27 februarie 2014, Parlamentul European, iar la 14 martie aceluiași an și Consiliul Uniunii Europene au adoptat decizia privind libera circulație a moldovenilor în Europa. Acordul privind regimul liberalizat de vize a intrat în vigoare la 28 aprilie 2014. Președintele Consiliului European Donald Tusk a venit la Chișinău. Oficialul european a dat astfel curs invitației făcute de premierul Kirill Gaburici în timpul primei sale vizite la Bruxelles. Atunci, Donald Tusk a reconfirmat sprijinul Uniunii Europene oferit țării noastre și a menționat că Republica Moldova în această regiune este un exemplu de alegeri și ambiții pro-europene. Donald Tusk și-a început mandatul de președinte al Consiliului European la 1 decembrie 2014. Înalta misiune de a conduce cele 28 de țări membre ale Uniunii Europene i-a revenit lui Donald Tusk într-o perioadă deloc simplă. Este vorba și de efectele războiului sancțiunilor și de acțiunile militare în Ucraina și dialogul tensionat cu Rusia. Toate aceste fenomene, în totalitatea lor, reprezintă un factor destabilizator. În aceste timpuri dificile, Europa are nevoie de succes și pentru mine asta înseamnă patru lucruri: protejarea valorilor sale fundamentale, libertatea, solidaritatea și contracararea a ceea ce amenință din interior și din exterior. Avem nevoie de o hotărâre fermă pentru a pune capăt crizei economice. Este responsabilitatea noastră să finalizăm Uniunea Economică și Monetară. Deși este pentru prima dată când într-o funcție de top pentru Uniunea Europeană este nominalizat un lider din Europa de Est, Donald Tusk are tot respectul și încrederea clasei politice europene și internaționale. Născut la 22 aprilie 1957 la Gdansk și provenit din mișcarea sindicatului Solidaritatea, care a dus la căderea sistemului comunist în Polonia în 89, Donald Tusk a fost 7 ani în fruntea unui executiv de centru-dreapta. A fost primul șef al unui guvern polonez care a guvernat 2 mandate la rând. În calitate
perioada sa de premier polonez, întotdeauna a avut un mesaj foarte ferm în diverse situații geopolitice și în mod special în dialog cu Kremlinul, în problema ucraineană. Primele declarații în funcția de președinte al Consiliului European au demonstrat că Donald Tusk păstrează aceeași abordare. Uniunea Europeană și eu osobiście będziemy z całą pewnością wychodzili naprzeciw trosk. Europa trebuie să fie forte pe scena internațională. Trebuie să-și securizeze frontierele și să susțină țările din vecinătate care îi împărtășesc valorile. Avem și inamici, nu numai eurosceptici. Politica s-a reîntors spre Europa. Istoria a revenit. În acest moment avem nevoie de leadership și de unitate politică. Situația legată de Rusia a luat o turnură dramatică și în acest context Donald Tusk a declarat că această criză va deveni una dintre problemele cheie pe durata mandatului său la Bruxelles. Situația devine tot mai importantă deoarece avem de a face cu un nou val de invazii în Ucraina, avem de a face cu un război deschis. Tusk pledează pentru un NATO energetic, unde Uniunea Europeană și alte state vor forma o uniune de cumpărare a gazului și s-ar ajuta reciproc. El spune că aceasta ar însemna că Moscova nu ar mai putea să divizeze comunitatea prin închiderea robinetului pentru unele țări. Numirea lui Donald Tusk în funcție de președinte al Consiliului European este un semn bun pentru Moldova. Or, ex-premierul polonez a demonstrat în nenumărate rânduri atașamentul său pentru țara noastră și viitorul ei european. Sunteți o națiune europeană și locul vostru este în Uniunea Europeană. Însă nimeni nu vă va invita într-o organizație dacă nu o să vă faceți temele pentru acasă. Acesta a fost principalul mesaj transmis moldovenilor de către Dalia Grybauskaitė, președintele Republicii Lituania. Liderul de la Vilnius ne-a vizitat țara noastră săptămâna trecută. Pe parcursul câtorva decenii, Lituania și Moldova au împărtășit același destin, sovietic. Însă la finele anilor 80, pornind de la mișcarea de perestroică, Lituania și lituanienii și-au asumat rolul de lideri în demolarea Imperiului Sovietic. S-au opus regimului de la Moscova. Au fost mai duri decât metalul tancurilor sovietice, ce se plimbau pe străzile orașelor la 16 februarie 1990, când lituanienii și-au declarat independența. Dalia Grybauskaitė a amintit că, după ce Lituania a devenit independentă, toate partidele politice au semnat un acord prin care și-au propus două deziderate: să obțină pentru țară statutul de membru al NATO și să se integreze în UE. Partidele au ținut întotdeauna cont de aceste deziderate și acum nivelul de prosperitate în Lituania este de 72%, reieșind din nivelul maxim din Uniunea Europeană, iar Fondul Monetar Internațional a recunoscut Lituania ca stat dezvoltat. Moldova a fost prima țară care a recunoscut independența Lituaniei, iar aceasta a fost a doua țară după România care a recunoscut independența Republicii Moldova. De asemenea, Lituania a fost printre primele țări care au ratificat acordul de asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Noi suntem gata să împărtășim din experiența noastră și să vă acordăm tot sprijinul, însă doar cetățenii și politicienii acestei țări poartă responsabilitatea pentru viitorul Republicii Moldova. Nimeni nu o să vă invite într-o organizație dacă nu vă faceți temele pentru acasă. Președintele lituanian s-a referit în timpul vizitei sale la Chișinău și la reformele care au fost implementate în Lituania pentru a adera la familia europeană. Sunteți o națiune europeană și locul vostru este în Uniunea Europeană. Acum totul este în mâinile poporului vostru și ale politicienilor voștri. Voi puteți face Europa aici. Nimeni nu poate trăi viața în locul vostru. Pentru susținerea constantă a eforturilor de integrare europeană ale Republicii Moldova, președintele Nicolae Timofti a oferit Daliei Grybauskaitė cea mai importantă distincție de stat, Ordinul Republicii. Practic toate mesajele transmise în ultimul timp de partenerii noștri de dezvoltare sunt cu referință la necesitățile reformării sistemului de justiție, asigurarea transparenței în sistemul bancar și libertatea presei.
însă țara noastră are rezerve și la alte capitole, precum ar fi drepturile omului. Existența în Moldova a unor victime recente ale torturii ne discreditează în fața lumii democratice. Ratificând Convenția ONU împotriva torturii, statul Republica Moldova s-a angajat în combaterea fenomenului și reabilitarea victimilor. Însă, deocamdată, reabilitarea rămâne preponderent pe umerii organizațiilor neguvernamentale. Printre acestea este și Centrul Memoria, care după 15 ani de activitate continuă să sensibilizeze guvernarea și societatea asupra problemelor privind reabilitarea victimilor torturii și prevenirea acestui fenomen. Dacă în țările Uniunii Europene fenomenul torturii și al tratamentelor inumane și degradante a reușit să fie eradicat, Uniunea Europeană, confruntându-se acum cu reabilitarea victimelor din rândul imigranților, atunci Republica Moldova este un stat în care există victime recente ale torturii, fapt care ne discreditează în fața instituțiilor europene. Doar în anul 2014 au fost investigate de procurori 663 de cazuri noi de tortură și tratament inuman și degradant în Republica Moldova. Numărul cazurilor neînregistrate este însă mai mare, afirmă specialiștii prezenți la conferința privind combaterea fenomenului torturii și al tratamentelor inumane și degradante organizată de Centrul Memoria. Dacă numărul victimelor torturii a mai scăzut, rămâne un număr enorm de persoane victimele tratamentelor inumane și degradante din cauza condițiilor de detenție. Este o problemă pentru Republica Moldova. Condamnări la CEDO au fost la acest capitol și, din păcate, încă o să fie foarte multe. Țările Uniunii Europene, printre care se înscrie și România, nu mai raportează victime recente ale torturii în instituțiile gestionate de stat, decât victime în rândul refugiaților din Siria, Irak, Afganistan, țările nord-africane. În Uniunea Europeană există victime recente, dar nu ale Uniunii Europene. Deci, după cum bine știm, în Uniunea Europeană, în țări precum ar fi Germania, Norvegia, Elveția, există chiar modele de asistență și de suport acordat victimelor și nu exclusiv victimelor torturii, dar sunt în general victime ale torturii produse tot în locurile de origine, vorbim în marea majoritate de emigranți. În Republica Moldova, fenomenul torturii este încă prezent. Un indicator alarmant pentru țara noastră îl constituie numărul victimelor recente. Printre acestea se înscriu persoanele traumatizate în urma evenimentelor din aprilie 2009. De asemenea, persoanele maltratate în timp ce se aflau în custodia statului, în penitenciare, comisariate de poliție, instituții medicale, dar și victimele violenței în familie. Noi, la capitolul angajamentelor, stăm foarte bine. Republica Moldova ratifică cu succes, adoptă legi foarte bune, dar, din păcate, nu avem o respectare a lor. În mare parte, procesul de la adoptarea unei legi sau ratificarea unei convenții până la un rezultat foarte bun în teren pentru fiecare om care are de suferit este foarte lungă. Această cale probabil ține de mentalitatea fiecăruia dintre noi. Ne dorim, evident, cu toții să trăim în condiții mai bune, să nu avem victime ale torturii, practic să nu avem ce reabilita. Dar numărul lor încă este foarte mare pentru o țară atât de mică. Noi înțelegem că problema reabilitării victimelor torturii, asta ceva important pentru Republica Moldova, pentru aceste servicii, nu sunt suficient elaborate încă. Dacă vorbim despre reabilitarea, asta tot așa este o prioritate pentru Guvernul Republicii Moldova și noi vrem să sprijinim activități în această sferă și vom fi bucuroși de a colabora și cu Centrul Memoria și cu alte organizații. Reabilitarea este un drept al persoanelor traumatizate, dar deocamdată statul Republica Moldova nu oferă servicii eficiente de reabilitare. Reabilitarea totală nu a fost chiar și după 6 ani de zile, pentru că sunt probleme care persistă și încă vor persista mult timp. Nefiind asistate, este foarte greu ca să poți să depășești aceste momente. Noi suntem cumva suspendați între două lumi, între două seturi de valori, autoritarismul de tip estic și valorile umane, drepturile civile pe care le promovează Uniunea Europeană, Occidentul Democratic.
La finalul conferinței, reprezentanții ai mai multor organizații non-guvernamentale care activează în domeniul protecției drepturilor omului au semnat o rezoluție în care cer implicarea autorităților naționale și a instituțiilor internaționale acreditate în țara noastră, solicitând implicarea în vederea eradicării fenomenului torturii și a altor forme de violență și asigurarea unui mecanism de reabilitare a victimelor. Rezoluția este destinată atât instituțiilor de stat, cât și ambasadelor în Republica Moldova și instituțiilor internaționale care sunt preocupate de democrație și drepturile omului. Vrem să încurajăm toate instituțiile de stat și internaționale să atragă mai multă atenție necesității de reabilitare a victimelor torturii și a violenței domestice chiar, fiindcă aceste persoane au nevoie de sprijin. Centrul de reabilitare a victimelor torturii Memoria a fost înființat cu 15 ani în urmă, acordând inițial asistență de reabilitare victimelor represiunilor politice din perioada sovietică, iar ulterior și altor categorii de victime ale maltratărilor. Moldovenii cu primul cancelar al Imperiului German și autorul noului concept în diplomație realpolitik, Otto von Bismarck. Deocamdată foarte puține. Realpolitik presupune excluderea ideologiei și aplicarea principiilor practice în afacerile statului. Iar țara noastră, susține expertul independent în economie Valentin Lozovanu, autorul studiului privind diplomația economică, utilizează foarte slab această componentă a politicii externe. Moldova e o țară mică, o piață care, mică care nu stimulează competiția. Moldova nu are resurse suficiente și este tot timpul necesar să caute tehnologii și capital în exterior. La fel, Moldova nu are o piață internă mare care să favorizeze o producție la scară mare. O producție la scară mare des crește costul pe fiecare unitate de produs. Noi depindem foarte mult de circumstanțele regionale, respectiv noi trebuie să ne orientăm pentru export. Mai multe state europene au transformat diplomația economică într-un pilon de bază al politicii externe. Spre exemplu, Germania, supranumită și motorul economic al comunității europene, în 2012 a adoptat un nou concept al diplomației sale, reorientând exporturile către zonele cu o creștere economică rapidă, precum China, India, Brazilia, Africa de Sud. În conformitate cu politicile remodelate, în 27 de state au fost create camere de comerț pentru a răspunde solicitărilor de informații venite de la oamenii de afaceri germani. Și noi, membri ai comunității europene, la fel își schimbă abordările. Din cele 56 de misiuni diplomatice ale Sloveniei, jumătate dintre ele au un staff consilieri economici. În Republica Moldova, în opinia lui Valentin Lozovanu, expertizând viitorul, este dificil să identifici un concept al diplomației economice. La moment nu avem în cadrul Ministerului de Externe o direcție care se ocupe de promovarea intereselor noastre economice. Anterior a existat o direcție de diplomație economică, care a fost desființată. La nivel de Ministerul Economiei se ocupă MEP-ul, dar care are un efectiv destul de redus, în jur de 10 persoane. Acest lucru nu este suficient pentru a avea o activitate și o politică externă economică activă. Mai mult ca atât, noi nu avem în ambasadele noastre în Uniunea Europeană consilieri economici sau persoane care au o pregătire economică și pot să se ocupe de aceste subiecte. Semnarea și implementarea acordului de asociere și a celui de liber schimb Republica Moldova-Uniunea Europeană, spune Valentin Lozovan, este indutabil un avantaj pentru țara noastră. Însă efectele acestuia au fost puternic atenuate de embargoul impus unilateral de Federația Rusă și de evenimentele dramatice din Ucraina. Producătorii moldoveni au fost lipsiți de o perioadă de trecere mai lejeră de la un sistem de standarde și cerințe la altul mai comprehensiv. Antreprenorii noștri care au fost nevoiți să se reorienteze foarte rapid de piața rusă și piața Uniunii Europene, care are standarde mai înalte și sindicalitate și care încă n-au reușit să stabilească mulți dintre ei legături. Mai mult că atât, noi nu avem suficienți producători mari, nu avem în dezvoltare, încă nu s-a reușit asocierea multor producători, mai ales în sectorul agricol, și ei nu au suficient nici resurse pentru promovarea produselor lor, nu au reușit să investească în infrastructura de calitate
și nu au nici activități specifice pentru marketing și informații de care ei au nevoie. Diplomația economică, în opinia expertului independent, ar putea servi drept un impuls puternic în dezvoltarea economiei țării noastre. Însă pentru realizarea acestui obiectiv este necesară întreprinderea mai multor acțiuni, alocarea unui volum de resurse financiare și umane mai relevante pentru promovarea produselor moldovenești pe piețele externe, atragerea investițiilor și tehnologiilor străine, semnarea cu partenerii comerciale a acordurilor de protejare a investițiilor și evitarea dublei impozitări, orientarea spre piețele cu un ritm mai rapid de dezvoltare, cum ar fi cele asiatice. Alte măsuri ar fi deschiderea consulatelor onorifice în diferite țări, ceea ce nu implică costuri mari, deschiderea unor centre de promovare a exportului și atragerii investițiilor. Unele țări, de exemplu Cehia, are centre speciale pe capitale și state cu piață mare care ajută la asemenea activități. Potrivit datelor statistice, exporturile per total în primele două luni ale anului 2015 s-au diminuat cu 12,7%, iar importurile cu 22%. Ministerul Economiei prognozează o scădere în acest an cu 10% a exporturilor și cu 15% a importurilor. Aceasta în pofida creșterii cu aproape 10% a exporturilor moldovenești pe piața comunității europene. Toate edițiile recente, dar și cele din arhiva ultimilor ani ale Vectorului European, mai multe știri și materiale de analiză despre evoluțiile din spațiul cuprins între Est și Vest, anunțuri și sfaturi utile. Toate acestea le găsiți pe noul portal multimedia vectoreuropean.md, pe care îl lansăm chiar astăzi, chiar în aceste clipe. Portalul a fost creat cu suportul financiar al Ambasadei Statelor Unite în Republica Moldova. Mai bine de un deceniu în urmă, în iunie 2004, anul în care țara noastră a ales Vectorul European, la Moldova 1 a apărut prima ediție a acestui proiect. De atunci au fost realizate câteva sute de ediții cu participarea oficialilor moldoveni, a liderilor europeni, a experților independenți din Moldova și de peste hotare. Echipa Vector European a fost și rămâne un martor ocular și un reporter devotat al celor mai importante evenimente din istoria relațiilor dintre Moldova și Uniunea Europeană. Deschiderea oficiului Delegației Uniunii Europene la Chișinău și lansarea activității misiunii EUBAM, semnarea planului individual de acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană și realizarea acestuia, semnarea și ratificarea acordului de asociere și a celui de liber schimb. Vectorul European deja are peste 10 ani de când este prezent pe piața mediatică din Republica Moldova, fapt deja apreciat nu doar de consumatorii de informații de la noi, dar și de străini, pentru că din câte știu eu și din câte am urmărit, am văzut că ați realizat foarte multe emisiuni, atât fiind la Consiliul Europei, cât și la Bruxelles, la Comisia Europeană. Și acest lucru nu trebuie trecut și nu poate fi trecut cu vederea. După ce și-a schimbat formatul în două rânduri, transformându-se dintr-un talk show într-un videomagazin cu mai multe reportaje, cu mai multe imagini, iată că Vectorul European capătă o nouă viață, acum pe internet. În prezent, potrivit ultimelor informații, avem peste 1.700.000 de utilizatori de internet dintr-o populație de circa 3.500.000. Segmentul în creștere cuprinde vârsta de 19-39 de ani. Ori acest segment este și cel pe care noi îl considerăm unul pro-european, potrivit sondajelor de opinie. Segmentul de populație care își dorește să trăiască într-o țară asemănătoare cu oricare altă țară din Uniunea Europeană. Presa, viitorul presei este unul online, pentru că acolo nu avem limite. Sperăm noi și mai puțină cenzură. Iar platforma vectoreuropean.md vine să complementeze eforturile Ministerului de Externe de a informa cetățenii Republicii Moldova despre avantajele apropierii de Uniunea Europeană.
Pe portalul multimedia vectoreuropean.md puteți revedea edițiile actuale, dar și cele din arhive ale emisiunii Vector European Marca Moldova 1, alte produse televizate cu tangență la istoria, instituțiile și evoluțiile comunității europene, dar și al parcursului european al Moldovei. La rubrica Între Est și Vest găsiți mai multe știri și materiale de analiză care vă permit să faceți diferență între cele două sisteme civilizaționale. O rubrică care sperăm pe viitor o veți regăsi în emisiunea televizată este Europa Mea, în care reprezentanții diasporei vă povestesc despre Europa așa cum au cunoscut-o ei. Mie personal mi se pare destul de dinamic, fiindcă se pot găsi informații despre cetățenii Republicii Moldova care nu numai că s-au integrat în țările europene, dar au reușit să se afirme într-o anumite domenii. La fel, în cadrul portalului se pot găsi informații destul de interesante despre proiectele europene care au demonstrat un impact destul de substanțial la nivel local, la nivel regional. Și toate acestea împreună, evident, demonstrează omului simplu că europenizarea înseamnă, în primul rând, modernizarea Republicii Moldova. Portalul vectoreuropean.md dorește să vă ajute să fie mai util, oferindu-vă și informații privind concursurile de granturi europene sau posibilități de instruire, sfaturi despre cum puteți accesa aceste granturi, cum trebuie să formulați conceptul și să elaborați corect bugetul. Orice întrebare ce ține de istorie, instituții sau politicile Uniunii Europene, de relațiile cu vecinii din țările parteneriatului estic, o puteți adresa la rubrica Întrebări frecvente și răspunsuri. Echipa nu va ezita să ofere cel mai exhaustiv răspuns. Nu pot decât să salut apariția încă un instrument de informare, încă un instrument de promovare a valorilor europene. Ori avem mare nevoie de acest lucru și aici oricât de multe instrumente de asemenea de anvergură sau instrumente de informare și promovare ar fi, bănuiesc eu că oricum nu sunt încă suficiente. Nu ezitați, vizionați Vector European în emisie Moldova 1 online pe pagina de Facebook și pe portalul vectoreuropean.md. Scrieți-ne la adresa vector.european@gmail.md. Mai multă informație înseamnă o capacitate mai mare a lua decizii corecte, de a-ți face o opinie reală și despre ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Echipa Vectorului European aduce mulțumiri Ambasadei Statelor Unite în țara noastră, care ne-a oferit suportul său pentru realizarea acestui portal multimedia. Sperăm că acesta va fi util consumatorilor de informație din Moldova și de peste hotare. Spuneam la începutul acestei ediții că astăzi, 27 aprilie, marcăm Ziua Drapelului Național al Republicii Moldova. Mi-aș dori foarte mult să nu ratăm șansa pe care o mai avem de a instala tricolorul în rândul celor aproape 30 de drapele ale marei familii europene. Vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit și vă urăm toate bunele!